Ce sens are liceul ăla? De ce îl ținem în viață pe liceul ăla, de vreme ce niciun copil, bă, niciunul, nu ia bacul? Da, e o discuție mult mai profundă decât am avea noi timp să o dezvoltăm în această emisiune. Ia fă-mi într-o frază așa, să vedem care este principalul motiv și ce ai face tu ca ministru al învățământului Sorin Dragnea, dacă ai ajunge într-un guvern, ăla trebuie să fie un guvern sănătos la cap care se pună pe tine ministru. Vorbesc serios. Dacă merg cu aberația până la cap, dacă eu aș fi premier, crede-mă că ți-aș oferi mandatul de ministru fără doar și poate. Întrebare. Ce faci tu, ministrule Dragnea, cu liceele unde promovabilitatea la treaptă, mă rog, la 8-a între a 9-a este de 30%, iar la BAC 0. O să spun un adevăr crunt. Rolul unităților de învățământ liceal nu este acela de a crea absolvenți de bacalaureat. Nu toți, nicăieri în lume, toți liceenii obțin bacalaureatul. Noi trebuie să creăm programe educaționale de așa natură, încât acea unitate de învățământ să fie evaluată nu în baza a câți copii promovează bacalaureatul, pentru că ei au venit acolo având 2 și 3. Facem o emisiune pe tema asta? Categoric. Este deja programată o emisiune despre ce facem, mai ales că vine bacul. Dacă el vine cu 3 la clasa 9, ia facem o emisiune, Sorin Dragnea, facem o emisiune despre copiii care fac liceu, de ce îl fac și unde se duc. Categoric. Bună seara, Bună seara, Michică, ești în direct la Galați. Bună seara, domnule Barbu și invitatul dumneavoastră. Bună seara. Pentru dumneavoastră, atâta pot să spun. Orice individ pe planeta asta nu poate să facă o mișcare dacă nu este sănătos. O societate nu poate să funcționeze dacă nu are un popor așa inteligent. Am făcut o paranteză ca să spun prioritățile pe care le are sănătatea și cu învățământul. Acum, pentru domnul Dragnea, pe mult așteptam foarte frumos să prind un lider de sindicat. Ce spunea dumneavoastră, domnule Tudor Barbu, acum o câteva zile, n-a intrat ăia care s-a apucat să se critica sindicaliști decât nu mai e lăuda în emisiunea dumneavoastră. Din acum se pune o întrebare lui domnul Dragnea. Cum puteți dumneavoastră să veniți și să spuneți că învățământul este în halul ăsta, un lider de sindicat, când dumneavoastră sunteți ăla care aveți cea mai mare responsabilitate de a așeza acest învățământ? Nu uitați, domnule Dragnea, când vă vorbește unul care a lucrat în sindicat... Mitică, stai, opriți-te puțin, Sorin. Mitică, stai un pic și tu, Mitică, o secundă, da. Și tu, Sorin, și tu. Am o rugăminte, ai pus o întrebare prea deșteaptă, care merită un răspuns și Sorin era pregătit să-l țil de aia, hai să nu stricăm un răspuns bun din cauza unui calup de publicitate. 2-3 minute cu publicitatea și revenim cu răspunsul lui Sorin Dragnea. Eu mă aștept numai să nu mă închideți. Nu închide nimeni, Doamne ferește. Aștept. Lăsa impresia că este o problemă cu justiția. Ați discutat concret dacă a avut, nu știu, îngrijorări, nemulțumiri. Poate situații concrete ce e vorba. Eu am cerut și la această întâlnire și am spus că îmi doresc ca pe viitor orice percepție de genul ăsta să fie trecută în planul concretului, dacă pot spune așa, probabil că nu, și să discutăm în mod punctual, distinct, aplicat, riguros, despre o speță anume sau despre un caz anume. Dar altfel nu putem ieși din asta. Și dacă vor apare situații de genul ăsta, trebuie să fie o chestiune concretă. În schimb, nici eu, nici guvernul nu putem opri critici care pot veni din alte părți. Nu putem ajunge în situația în care să se ia dreptul la opinie jurnaliștilor, mă rog, oamenilor care vorbesc, cetățenilor, moderatorilor, chiar și unor oameni care au anumite funcții. Dar din partea mea, guvernului sau în partidului, nu există în mod structural, instituțional, o asemenea atitudine. Aș vrea să vă mai întreb despre alte două declarații ale prim vicepreședintelui. Magistrații verifică magistrați. Politicul nu are ce căuta. N-am discutat subiectul ăsta. Nu l-am discutat, dar aici eu am o opinie foarte clară. Nu este nici împotrivă, nici pentru. Dar noi ne putem ghida doar după Constituție și după legi. Deocamdată legile din România spun despre o anumită procedură, este singura care poate să fie valabilă. Și atunci nu este, să spunem, în mod soltar, nevoie să modificăm și procedura, tocmai pentru a
nu mai există astfel de controverse, cum avem în momentul de față și la nivel opinie publică. Tocmai că noi propusesem schimbarea procedurii, ce să vezi, și anume să facă CSM-ul, să desfacă CSM-ul. CSM-ul a spus sub nicio formă. Și atunci dacă CSM-ul a spus sub nicio formă, rămânem în zona oportunității politice, așa cum a spus președintele. Deci problema nu e la noi. Legea vine înapoi la Parlament, Curtea Constituțională vă lasă această posibilitate să scoateți președintele cel puțin din România. Dar eu nu vreau să mă cer cu președintele României, doamnă. Tocmai vrem să colaborăm foarte bine. Spune că președintele nu are ce să caute numirea președintelui în altei curți. Aveți de gând să operați în aceste modificări? Eu n-am citit deciziile curții, așa că nu mă duceți în capcan. Altceva, că vreau să vă aduc aminte totuși că e 1 martie. Este posibilă o extindere a acestei decizii a Curții Constituționale și la nivelul șefilor de parchete și altor BNA, Licot. Avem acolo o altă precizare, dar... Nu vreau să discut despre asta, pentru sincer, nu am citit-o și doi, ați văzut că mă abțin pentru că eu sunt inginer. Dacă mă întrebați de mașini, stăm de vorbă până dimineață. Și de motoare și de... Asta e facultatea pe care am făcut-o. Dacă îmi permiteți, aș reveni puțin la numirea procurorilor șef, pentru că există inclusiv un proiect depus de un deputat, PSD, și v-aș întreba dacă îl susțineți, pentru că am văzut că de comisia care? A trecut într-o primă instanță, cel al lui Cătălin Rădulescu. Eliminarea președintelui din numirea procurorilor șef. Ce se întâmplă cu ultimul? Păi nu, n-a trecut, nu-l luăm în seamă, pentru că în comisia constituită special pentru aceste legi, a ieșit altceva. Deci nu mai discutăm de inițiative personale. Am discutat și cu domnul Cătălin Rădulescu, asta e. Avem voturi în anumite comisii, într-adevăr, pentru avize, voturi însă care au fost date cu acordul și cu sprijinul parlamentarilor PSD. De aceea v-am întrebat. Nu există. Deci, acum știți câte inițiative sunt în Parlament? Foarte multe și e foarte bine că le fac. Haideți să discutăm totuși despre ceea ce se finalizează, adică despre ceea ce are o susținere politică a coaliției și care se pregătește să ajungă la votul final și care este asumată de noi. Pentru că altfel ajungem iar, cum a zis știri pe surse, că PSD-ul vrea să iasă din PES. Și stăm și spune că nu vrem să ieșim din PES. Da, este făcut deja material. Da, am spus-o. Dar nu fac cu supărare, o fac cu drag. Ca să îmbunătățim relația, să avem un dialog foarte bun. Se vede bine? Domnul Buble. Decizia Curții Constituționale de ieri, acea legată de interceptări, de anumite restricții pe interceptări, acel articol vi se aplică și noastră și dacă vi se aplică, dacă aveți de gând să invocați acea excepție. Cea cu articolul... N-am de unde să știu dacă mi se aplică și mie, pentru că eu încă n-am acces la tot dosarul. Dar probabil nu trebuie să am acces la tot dosarul. Probabil că pretențiile mele sunt prea mari. Dar luați în calcul, de exemplu, de formulat o excepție, tocmai pornind de la motivarea Curții. Dar nu cred că mi se aplică mie. Dar, repet, nu știu ce e acolo. Este unul dintre articolele cel mai des invocate prin interceptări. Articolul care permite interceptările. Dar sunt sigur că o să fie ridicat de mult. Ne puteți spune dacă la Parlament a ajuns de la Ministerul Justiției un draft, un proiect de modificare a codului penal și codului de procedură? Nu, am verificat, n-am văzut. Am verificat, știu, dar am verificat. Domnul ministru susține că a fost trimis la Parlament. Dar de ce nu spunea că a trecut de mejer? S-ar putea să fie mai de mult o intenție, dar nu știu dacă a venit de la guvern sau a venit de la minister, n-am găsit-o. Știu că era o discuție despre niște modificări generate de transpunerea directivei 343. Dacă despre asta e vorba, nu mai țin minte exact, dar am verific, o să mai verificăm și mâine dacă într-adevăr a venit. Dar nu mi se pare un subiect foarte mare. Și aș vrea să vă mai întreb ceva, dacă dumneavoastră vă e clar de ce a venit aici prin vicepreședintele Comisiei Europene, dacă a fost una dintre acele vizite periodice, așa cum a venit și lunile trecute, sau dacă au fost nemulțumiri punctuale care au declanșat această... Curiozități. Oricine vine în România are curiozități pentru că e țară foarte frumoasă, dar și în fiecare zi se întâmplă lucruri. Eu nu pot să evaluez și să știu care sunt motivele reale, dar eu cred că a venit animat de gânduri bune, în sensul de a lămuri anumite aspecte care generau multe controverse, și cred că unul din principalele obiective a fost să poată să stabilească un dialog real și efectiv și direct. Și eu mă bucur că eu am făcut primul propunere asta și cred că asta este unul din cele mai importante argumente care l-au și făcut să spună că a avut o zi bună. Deci, credeți că s-au risipit? Ori de câte ori simțiți nevoie, așa cum... Da, și reciproc. Credeți că s-au risipit
îndoielile care existau la nivelul Comisiei Europene după dialogul pe care... Nu, nu cred. Nu se pot risipi doar într-o zi în care sunt atât de multe întâlniri. Că bănuiesc că a avut și din alte părți mai multe și întâlniri destul de scurte. Eu nici nu-mi doream să se întâmple asta, pentru că ar fi însemnat că este o abordare nerealistă. Îndoielile se vor risipi în momentul în care va fi o comunicare directă, reală și sănătoasă, și atunci când o să vadă și, când o să vadă și Comisia și noi că ceea ce comunicăm între noi este realitate, atunci o să risipească îndoielile. Domnule președinte, acelor 3 milioane de români care au semnat o inițiativă de modificare a Constituției și care așteaptă în continuare să fie chemat la referendum, deși le-ați promis anul trecut că urmează în toamnă. Da, da, dacă sunteți corecți. Și așa cum sunteți totdeauna, trebuie să le spuneți că nu din cauza mea se întârzie lucrurile, ci pentru că acea lege a fost atacată la Curtea Constituțională de persoane importante, nu vreau să dau nume acum. Să le spun că eu susțin în continuare, cu toate că am înțeles că la Bruxelles eu sunt catalogat ca și un conservator, pentru faptul că susțin o inițiativă semnată de milioane de români, eu nu cedez. Eu nu spun să facem ceva împotriva unei minorități, indiferent de care e vorba. Dimpotrivă, susțin parteneriatul civil, dar o inițiativă semnată de atâtea milioane de români nu poate fi tratată cu sau fără importanță, și eu susțin ca să ajungem la referendum. Și cu toate piedicile instituționale puse, vom ajunge în așa fel încât să putem genera un referendum și atunci românii să se pronunțe. Și după ce se pronunțe românii, atunci putem discuta, putem accepta toate criticile. Dar dacă cumva românii se pronunță într-un fel care îi deranjează pe alții, atunci ce o să spună? Că tot poporul român e conservator? Și atunci o să repedepsească pe toți? Deocamdată e și pe surse chestia asta. Eu nu dau o judecată, nu vreau nimic de la voi, doar un lucru. Poate reușim, se poate părea o pretenție exagerată, ca fake news-urile să fie mai puține. Dacă se poate mai puțin, nu deloc, că nu putem funcționa. Revenim puțin la tema justiției. Sincer, e ultima întrebare. Am totuși, doamne din PSD mă așteaptă și eu totuși am nevoie de... Să mă iați. Domnul Timmermans mai spunea că are impresia... De ce vedeți? Că am auzit că nu știu ce complotul să fac aici. Și... Deci vă pregătiți, vă vedeți cu doamnele înaintea congresului. Nu, e 1 martie. Domnul Timmermans a dat impresia și are impresia în continuare, chiar la conferință a spus acest lucru, că reforma în domeniul justiției a fost făcută mai mult pentru politicieni și nu pentru societate. Da. Vreau să vă cer un punct de vedere. Eu nu am punctul ăsta de vedere. Vreau să vă spun ceva. Domnul Timmermans în discuția cu mine a spus foarte clar ceea ce se spune, s-a spus în mai multe rânduri, despre o evoluție foarte sănătoasă în ceea ce privește independența justiției. Și dacă vorbim în mod realist, nu există nicio acțiune care să știrbească independența justiției. Poate sunt anumite luări de poziție care vorbesc de o mai, nu știu, oarecare diminuare a abuzurilor, care și alea probabil că trebuie să existe, ca să poți să faci comparații. De exemplu, la Comisia Specială, mi-au zis colegii mei, domnul Iordache și domnul Cazanciu, domnul Timmermans a zis totuși, să nu uităm că PSD-ul a făcut cele mai importante lucruri din România în ultimii ani. Deci, eu zic, în final, că a fost o zi bună. Și pentru Comisie și pentru noi. Va ține Parlamentul cont de acum încolo în ceea ce privește modificarea legilor justiției, când se vor întoarce la Comisie și de Comisia de la Veneția? Pentru că spunea domnul Timmermans că ar trebui să se țină cont și de opinia Comisiei de la Veneția. Deci, în MCV, că totuși vreau să discutăm riguros. Că altfel, exact ce am spus, dacă avem, dacă deschidem mereu obiective în mișcare, MCV-ul va continua să fie ce a fost până acum, un never-ending story. Și noi ne dorim totul să-l finalizăm. Acolo se vorbește despre consultarea Comisiei de la Veneția în ceea ce privește procedura de numire a procurorului de rang înalt. În această situație, în Europa, sunt cel puțin 3 modele. În anumite țări este numit direct de către ministru, numit și revocat pur și simplu. Sigur, în acele țări nu e politizare. În alte țări sunt numiți de către Parlament, Parlamentul nefiind politic acolo, fiind un Parlament tehnocrat, iar în alte țări de către președinte. Și în altele, probabil că de CSM-urile lor. Atunci, ce model să ne sugereze Comisia de la Veneția? Dar, repet, noi pusesem în lege ceea ce recomanda și Comisia Greco,
Și nu s-a dorit aici. Iar Curtea Constituțională indică același lucru, CSM. La revedere, o zi bună și primăvară frumoasă la toate doamne și domnișoarele din România și nu numai. În afară de faptul că în spatele domnului Dragnea mi s-a părut și mie și lui Sorin că este Arsenie Boca, nu era. Dar mi s-a părut semăna cu Arsenie Boca, grav de tot omul, în rest, pe mine nu m-a cucerit cu nimic. Da, bine, am revenit în emisiune, Dan Mitică, ești în direct, îți mulțumim frumos că ai avut răbdarea necesară. Încă vreo 20 de secunde, încă vreo 20 de secunde, dacă vrea să mă ascult, dacă îmi permite domnul Dragnea. Da, da, vreau, fii atent ce vreau, că a uitat lumea acum 4 ore când ai pus tu întrebarea, înainte da. să iasă băiatul ăsta să facă declarațiile astea absolut halucinante și fără sens. Da. Mai pune o dată întrebarea domnului Dragnea, că a uitat toată lumea despre ce e vorba. Am spus foarte, Mitică, bagă întrebarea, mai repetă întrebarea o dată. Încă o dată întrebeam, sindicatul, dumneavoastră ca lider de sindicat, gândesc și sunt sigur că așa este, aveți o mare responsabilitate privind sfera unde lucrați, învățământul, mai ales în ultimii 10 ani de zile, are niște parametri dezastroși, domnule Dragne, dezastroși. Ultimul loc în Europa, suntem în diferite aspecte. Încă o dată, nu vreau decât niște afirmații și niște argumente tehnice, domnul meu, argumente tehnice. Ai înțeles? O secundă, Mitică, am înțeles întrebarea. Mersi. Ai înțeles întrebarea? Învățământul este într-o situație dezastroasă în comparație cu ceea ce ne așteptăm noi de la sistemul de învățământ românesc și cu tradiția pe care au avut-o. Sistemul de învățământ stă foarte bine comparativ cu investițiile care s-au făcut în acest sector de activitate. Și ca să fiu sigur că mă înțelege absolut toată lumea, o să folosesc o comparație cu sistemul fotbalistic. Dacă ai fotbaliști prost plătiți, întotdeauna te va bate Barcelona. Real Madrid, Juventus, Milan, AS Roma, Lazio și așa mai departe. Bă, eu cred că ești în mare eroare. Bă, dacă ai jucători bine plătiți, cum are Steaua, mă rog, asta lui Becali, te bate Hermannstadt. Da. Și ai auzit de Hermannstadt? Sibiu. 3-0 le-a dat azi. Alo, e prima veste bună pe care o dat pe vedere. Deci Steaua, dragul meu Sorin, prietenul meu rapidistul, rapidist, Steaua lui Becali s-a dus la Sibiu. Felicitări orașului Sibiu! B1 TV, vă felicit. Bă, sunteți sibieni? Ați dat și un președinte, dar ați dat-o și daună totală lui Becali. Azi 3-0 i-a dat Hermannstadt-ul. Da, știu, producătorul meu e în flăcări acum, vrea să mi-o bage pe gât pe doamna din Brașov, pe Angela. Angela, o să venim și la tine. Producător, am uitat să vă spun. Teddy e un băiat impecabil, dar cum nimeni nu e perfect, Teddy Mureșan are un defect funciar, este list. Și acum e cu prijnițe, stă cu prijnițe pe frunte, când a auzit ce a făcut steluța lui, a lui și a lui Becali, ce au făcut, băi, deci ți-am descățit fruntea. Un profesor. Și-a luat-o la Sibiu cu 3-0. Asta ca să vezi că sunt jucători plătiți bine. Doamne ajută, felicitări Sibiului, nu numai pentru că a dat șeful statului. Da? Doamne, mi-a trecut și răceala. Finalistă în Cupa României. Semifinalistă este Hermannstadt. Eu sunt trup și suflet cu Sibiu. Bravo. De azi înainte, da, cu noi Sibiu. Victime de genul, de calibrul acesta. Angela, așa, ai vrut să spui ceva, Sorin? Am vrut să spun că atât timp cât vom avea profesori care la debut au salariul de 1700 de lei abia, pe care îl vor primi, așa mărit, abia pe 14-15 aprilie, nu poți avea un sistem de învățământ performant. Atât timp cât sistemul de învățământ România este elitist, dar noi nu căutăm elitele ca să lucreze în acest sistem, vom avea rezultatele acestea dezastroase. Aceasta din dreapta, de lângă Sorin, este fotografia, de lângă mine acum, este fotografia zilei. Știți că avem rubrica fotografia sau caricatura sau Caterinca zilei, care face furori pe internet. Asta este de astăzi. Angela la Brașov, ești în direct, să rămână. Alo? Bună seara, domnule Barbu. Și o întrebare tot pentru invitatul dumneavoastră am și eu. Foarte bine. Vă rog. Vreau să-l întreb pe domnul Dragnea dacă știe că muncitorii calificați de învățământ au salariu mai mic decât muncitorii necalificați. Iartă-mă, Angela. Mi s-a părut genială întrebarea. La modul cel mai serios, habar nu aveam. Astea nu pot fi decât preamăririle doamnei... Eu cred că nu e adevărat ce spui, Angela. Ba, e foarte adevărat. Deci, eu lucrez la o grădiniță, sunt bucătar.
Da. Adică muncitor așa, calificat. Deci am salariu de 14.500.000. O doamnă îngrijitoare are salariu de 16.700.000. Vreau să știu, domnule Dragne, care a fost unitatea de măsură? Corectă întrebare. Ți-a dat letala. Nu, nu. E letală pentru sistem. Și încă ceva. Administratorii de patrimoniu sunt în aceeași situație. Deci au salariu mai mic decât doamnele îngrijitoare. Am un minut la dispoziție ca să explic clar, să nu înțeleg. De ani de zile noi am cerut ca personalul nedidactic din învățământ, adică îngrijitoare, muncitori, fochiști, bucătărese, să fie asimilate unui statutului de cadru didactic auxiliar pentru că lucrează nemijlocit cu copiii. Guvernarea tehnocrată a stabilit lucrul acesta, a fost de acord cu lucrul acesta doar pentru îngrijitoarele de grădiniță. Așa au considerat guvernul Cioloș, că cele care lucrează nemijlocit cu copiii sunt doar femeile de serviciu din grădinițe. Ca atare, acestea au fost asimilate didacticului auxiliar și au beneficiat de o creștere de salariu. Acesta este motivul pentru că ele, păstrându-și salariul pe care l-au avut până la intrarea în vigoare a legii salarizării unitare, este posibil ca în momentul de față unele îngrijitoare să aibă într-adevăr salariu mai mare decât al bucătăresei. Atât medicii cât și profesorii, două categorii profesionale foarte importante, de care depinde pe termen lung dezvoltarea României, vor avea o creștere salarială. Este pentru prima dată când, după 1989, învățământul și sănătatea devin cu adevărat priorități naționale, care se reflectă și în nivelul de salarizare. Sperăm că în acest fel, migrația în rândul profesorilor, dar și a medicilor, va scădea semnificativ. Reamintesc în finalul emisiunii, dacă mai avem timp, că de luni unități de învățământ din România boicotează simulările pentru examenul național, pentru evaluarea națională. Ne pregătim pentru boicotarea simulărilor examenului de bacalaureat, dar nu numai pentru simulări, ci ne pregătim pentru boicotarea examenului de bacalaureat, pentru că bătaia de joc din sistemul de învățământ, salarizarea din sistemul de învățământ, nu poate continua. O spun lucrul acesta acum când guvernul anunță măriri de salarii cu 20%. Ca de obicei, B1 TV, Sorine, vă va fi alături vouă, dascălor, în orice demers sindical pe care l-aveți și are fundament corect. Iar pentru voi cei de acasă, bineînțeles, ca de obicei, ca în fiecare zi, rubrica dedicată centenarului Unirii din 1918. Mărțișor, fix cu 100 de ani în urmă, și-o cheamă Diana. Bună, Tudor! Este prima zi de primăvară, 1 martie 1918, zi de vineri. În această zi, Sfatul Țării ține o ședință, deschide o ședință la ora 9 seara, una destul de importantă și interesantă dacă stăm să citim acest proces verbal. Putem observa că pe ordinea de zi erau trecute două aspecte de discutat, și anume instrucțiile comitetelor agrare și interpelația către Ministrul de Externe a Republicii Moldova. Aici ce filmezi tu, Tudor? Componența Parlamentului, a Sfatului Țării. A Sfatului Țării, exact. Fotografie excepțională, stimați telespectatori, un fotodocument de mare valoare, aproape inestimabil, pe care Arhivele Naționale îl conservă, după cum vedeți, pentru generațiile viitoare. Deci Parlamentul României așa arăta fix cu 100 de ani în urmă. Deși nu era pe ordinea de zi, cea mai importantă problemă părea să fie necesitatea finanțării școlilor naționale, deoarece nu doar învățătorii din Chișinău, ci și ceilalți nu primiseră salariu de mult timp și era o chestiune destul de importantă. Însă, cu toate acestea, se votează amânarea discuțiilor proiectului. În ceea ce privește problema agrară, pământul trebuia să fie lucrat în totalitate, deoarece era posibil ca pâinea să nu mai ajungă pentru întreg poporul, iar grâne de peste Nistru nu se mai puteau aduce. La problemele externe, în cadrul ședinței, când este întrebat, știe ministrul că vecina noastră România a început tratativele de pace cu puterile centrale? Ministrul Pelivan răspunde, eu, ca persoană oficială, nu mă pot baza pe zvonurile și știrile de prin gazete. Eu nu dau niciun crezământ știrilor că Basarabia a fost cedată cuiva de compensație.
Și ca să nu mai intrăm în detalii, vă spun că ședința s-a încheiat la ora 1 noaptea. Este de remarcat faptul că Sfatul Țării începeau ședințe pe la ora 8-9 seara și se lungeau până târziu în noapte. Tot în această zi avem aici o notă trimisă generalului Averescu de către Kuhlmann și Cernin, cuprinsând condițiile preliminare pentru negocierea păcii și anume. România trebuia să predea puterilor centrale Dobrogea până la Dunăre. În schimb, acestea se asigurau că țara noastră își va păstra legătura la Marea Neagră, iar rectificările de frontieră la granița Imperiului cerute de Austro-Ungaria vor fi acceptate în baza principiilor ca și măsurile pe plan economic corespunzătoare situației. În cazul în care până mâine, 2 martie, la ora prânzului, nu erau acceptate necondiționat la București aceste pretenții, din acel moment armistițiul se considera anulat. Din notele lui Marian Vloman aflăm un lucru interesant, faptul că regele a plâns și că a lăsat senzația că vrea să încheie pacea, însă nu putea, datorită oamenilor care îl înconjurau, iar bulgarii, în ceea ce privește problema Dobrogei, nu doreau amânarea termenului, voiau cedarea imediată a provinciei în mâinile lor. Văd că ne-ai pregătit lucruri minunate și din presa vremii. Da. Aici, la rubrica S-a furat, chiar dacă nu s-a furat pe 1 martie, acum se publicaseră, o haină neagră, lungă, de catifea, cu guler negru de vulpe la gât și la mâneci, fusese furată. Și se spune aici, hoțul este un vânzător de haine vechi, mărunțel, roșcovan, gras și cu mustăți roșii. Iar cel care au cumpărat haine de la el sau îl recunosc din această descriere, sunt rugați să anunțe. Și pentru că tot este 1 martie, este o tradiție mult mai veche de 100 de ani, mărțișoare, trece vremea și te doare, rămâi fără mărțișoare. Ai deci grijă, fii deștept, drept la radivon, dar drept, intră în magazinul lui, vei găsi asta, ți-o spui, oh, ce mărțișoare de bon ton, numai de-a bunul radivon. Să-ți Dumnezeu sănătate! Ești ofițer de poliție. Nu este